exclusivitatea prin intermediul shop.md. Dana Brescan. Anume această coafură o vei chirea de zași și la viitoarea ta nuntă.
Da, cred că aceasta va fi coafura pe care o voi avea la nuntă. Acum am rămas foarte impresionată, se vede că au lucrat doi meșteri foarte buni. Chiar și această chestie este foarte interesată. Niciodată nu am avut așa ceva. Iar ce ține de machiaj? Vei opta pentru acesta la nuntă ta? Da, îmi plac machiajurile simple și care conțin culoare cafeniu și negru. Sunt culorile mele preferate. Bine, ție îți place, dar crezi că și logotipului îi va plăcea? Da, are aceleași gusturi, deja am observat că ne potrivim. Unde ți-ai descărcat emoțiile după examen. Ne aflăm aici pentru că recent ai fost cerută în căsătorie într-un mod extraordinar, care visează fiecare domnișoară să fie cerută astfel. Povestește-ne mai multe detalii despre această cerere în căsătorie. Da, a fost în Cipru, după cum știți. Acolo am fost mai emoționată chiar decât la bacalaureat, pentru că totul s-a întâmplat pe o insuliță așa mică din Cipru. A fost organizat de un designer care face niște nunți, a făcut lui Cristina Aguilera și lui Brad Pitt și la toți. A fost un decor minunat, dacă ați văzut. Da, da, da. Au fost foarte mulți operatori, foarte multe camere de luat vedere. Nu înțelegeam ce se petrece și atunci când Ghenadia s-a pus în genunchi și a zis: Diana, vrei să fii soția mea? Sincer să vă spun, am început să plâng. Aveam emoții destul de mari, pentru că orice domnișoară le are când ajunge la așa etapă. Și sigur că am zis că da, ne-am bucurat, ne-am îmbrățișat și de atunci am înțeles că trec la o nouă etapă a vieții mele. Dar sincer, eu m-am așteptat. Te-ai așteptat la așa ceva? Da, m-am așteptat pentru că de cu seara am văzut că ține în sacoul lui un cutie. Aha. De la inel. Și am înțeles că ceva se așteaptă a fi. Și chiar în seara aceea m-am supărat că nu mi-a făcut propunerea seara aceea. Adică am crezut că poate se va răzgândi, cine știe. Povestește-ne mai mult despre logomnicul tău, de Ghenadia. Ghenadia este... Cum ați făcut cunoștință? Unde? Când? Este foarte amuzant cum am făcut noi cunoștință. Am făcut într-o cafenea. Eram eu cu prietena mea, nu găseam o masă liberă. Atunci el a venit, s-a oferit să ne dea o masă liberă. El s-a uitat foarte ciudat la mine și deodată am înțeles că ceva este neclar aici. El a zis că mă știe de pe Facebook, s-a apropiat, a început să vorbească cu mine și la un moment dat mi-a arătat horoscopul lui, este de zodie Gemini, descrie că în a doua jumătate a lunii aprilie și va găsi iubirea cea mare. Și așa și a fost. Pe data de 25 aprilie am făcut cunoștință cu el. Sincer, primele întâlniri mi se păreau banale, chiar dacă mi s-a destăinuit destul de mult. Nu credeam că va fi ceva serios, dar iată că m-am îndrăgostit. Și cum îți alinți iubitul? Cum te alintă el pe tine? În cuvinte cum mă alintă, da. Spune de obicei Deanușca sau Păișor, adică nimic deosebit. Pentru că... Și îi spun simplu, Diana sau Păișor, la fel, pentru că nu iubesc cuvinte de genul iubi sau mai știu eu cum acolo. El nu se supără pe acest fapt? Nu se supără, dar știe că nu este pe placul meu. Bine, știm că mama ta este destul de dură. Cum a acceptat ea această cerere în căsătorie? Da, mama a fost cu mine de mic copil foarte dură. Nu-mi dădea voie să ies chiar și cu prietenele în oraș. Trebuia să mă ocup doar de muzică, să învăț. Și uitați-vă că asta mi-a adus un beneficiu. Că acum, într-adevăr, chiar și acum, când vreau să ies cu prietenele, cer voie de la ea. Dar atunci când cu Ghenadia știe că sunt în mâini bune și... Are încredere deja. Are încredere deja. Sincer, la început, când a auzit de vârstă, că eu la început ne-am zis că are 26, după asta l-am pregătit-o așa. Și când i-am zis că are 29 de ani, am zis că nu, nici într-un caz, nici nu te gândi.
Și am făcut eu așa tot posibilul să le fac cunoștință. Și s-au împrietenit. Și s-au împrietenit, acum se împacă foarte bine. Perfect! În exclusivitate, prin intermediul shop.md, Deana Brescan face o declarație pentru Ghenadia. Ghena, te iubesc foarte, foarte mult. Pentru mine ești totul și lângă tine mă simt cel mai bine. Și mersi că mereu îmi ești alături. Ghena, vreau să te felicit cu ziua ta de naștere. În primul rând, îți doresc multă sănătate. Eu vreau să-ți spun că mereu voi fi alături de tine și nu te voi lăsa niciodată. Și vreau împreună să avem cea mai frumoasă familie. La mulți ani, te iubesc foarte, foarte mult. A ta, Diana! Vorbind de organizarea nunții ideale, ne referim la numeroase aspecte de care trebuie să se ocupe viitoarea mireasă, printre care este, desigur, că rochia ta de mireasă. Ai ales, ai îmbrăcat 3 rochii. Care dintre ele o preferi mai mult? Sincer, mi-au plăcut toate rochiile, dar asta de la urmă m-a impresionat cel mai mult. Este în stilul meu. Așa ceva nu am mai văzut, sincer să vă spun, la noi în țară. Am măsurat multe rochii, dar asta este ceva unical și cred că aș alege-o pe aceasta. Dar vei opta poate pentru 2 rochii? Da, chiar mi-a plăcut salonul la Vinea și aș vrea să optez pentru 2 rochii, nu aș fi împotrivă. Câți bani ai aloca din bugetul familiei, viitoarea familie pentru... Sincer, eu chiar nu știu câți bani, cred că prietenul meu se va ocupa de asta. El face totul, dar pentru mine să-mi fie liberă. Cât de mare va fi lista invitaților? Sincer, eu cred că lista invitaților va fi destul de mare, pentru că Ghenadia are foarte mulți verișori, foarte multe rude și eu, de asemenea... Vor fi și colegi de breaslă din showbizul Republicii Moldova. Da, sigur că vor fi și colegi de breaslă, cum fără ei, cine ne va încânta cu vocile lor frumoase. Iar tu vei cânta la nunta ta? Da, sincer, nu voi putea să mă abțin să nu cânt. Perfect. Destinația Cipru, când te-a cerut în căsătorie. Unde va urma să vă petreceți luna de miere? Sincer, chiar nu știu, el va hotărâ asta, noi să o petrecem. Eu îmi doresc să vizitez toate țările din lume. Împreună cu el? Da, de mână. Cu el, de mână. Să aveți parte de dragoste și numai bine din partea noastră. Mulțumesc asta. Mult! Dragă Deana, Casa Miresei la Vinea, la 10 ani de aniversare, îți aduce doar ție această tortă, pentru că ești extraordinară și îți spune la mulți ani și să ai parte de o nuntă de vis. Mulțumesc mult, într-adevăr, a fost o zi deosebită. Am probat niște rochii minunate, m-a impresionat foarte mult această roche și, desigur, mersi mult pentru această tortă minunată și dar, când voi face nunta adevărată, voi veni la Casa Miresei la Vinea. La mulți ani, Casa Miresei la Vinea!